ziua! Vă salută, Tatiana! Astăzi ne întâlnim din nou pentru a continua mileul cu modelul ananas. Deci, am lucrat deja 3 tutoriale până acum. Vom continua exact de unde am rămas. Vă amintiți foarte bine. Am făcut partea A, partea B, acum partea C, partea care este cea mai importantă. De fapt, totul este important. În lucrul de mână, orice este important. Cu fir alunecat, ajung în mijlocul spațiului format dintre cele 3 ochiuri de lanț și aici voi lucra ca de obicei. 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, urmat de alte 2 piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare și din nou 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. 1 2 Cel de-al treilea. Sunt tutoriale unde trebuie să lucrăm practic pas cu pas anumite părți pentru a fi cât mai explicite și ușor de realizat de dumneavoastră. Acum voi face 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, după care cobor în modelul ananas, voi face primul picioruș scurt, cele 3 ochiuri de lanț de separare și voi continua picioruș scurt, ochiuri de lanț de separare până în ultimul spațiu de aici. Noi ne vom întâlni când ajungem în corespondența ultimului spațiu. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, am făcut piciorușul scurt, acum voi face 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet și voi intra în corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra ca de obicei 3 piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare. Voi continua cu alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Cel de-al treilea, trei ochiuri de lanț de separare, de 2 ori firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, să fiți atente aici să nu greșiți spațiile și aici fac referire la doamnele care lucrează. Doresc de asemenea să urez bun venit tuturor noilor înscriși pe canalul meu de YouTube. Trei ochiuri de lanț de separare și din nou trei piciorușe duble înalte. Vă mulțumesc că mă susțineți, că sunteți alături de mine, că mă urmăriți. Acum voi continua din nou cu 3 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet și ne vom îndrepta către următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și vom lucra ca și până acum 3 piciorușe duble înalte. Cel de-al treilea. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, în corespondența aceluiași spațiu. Încerc să vorbesc cât mai puțin, să nu obosesc din nou vocea.
5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, după care voi coborî din nou în corespondența modelului ananas și vom lucra același picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt și ne vom întâlni la ultimul spațiu. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, am făcut piciorușul scurt, continui cu cele 5 ochiuri de lanț. Din nou firul de două ori pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț și în această porțiune, să o numim așa, vom lucra exact ceea ce am lucrat un pic mai devreme, 3 ochiuri de lanț de separare, din nou 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3 și cel de-al treilea. Acum din nou vom face 3 ochiuri de lanț de separare pentru a ajunge în această parte a lucrării, în acest spațiu, unde vom face din nou aceleași 3 piciorușe duble înalte, 2, trei ochiuri de lanț de separare, firul de două ori pe croșet, vom continua cu alte 3 piciorușe duble înalte. Vă explic foarte bine aceste părți pentru că va trebui să lucrăm în același mod partea a doua a mileului. Și dacă prima parte nu este explicată bine, nu veți ști să lucrați cum trebuie. Acum, din nou, am făcut 3 ochiuri de lanț de separare și mă voi îndrepta către următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț. Vă spun întotdeauna să aveți grijă unde intrați, pentru că altfel va trebui să desfacem, să ne întoarcem înapoi. Vedeți, și mie mi s-a întâmplat în tutorialul pe care l-am încărcat, tutorialul încărcat ieri. Acum 3 ochiuri de lanț de separare și în corespondența aceluiași spațiu alte 3 piciorușe duble înalte. 3 la un mileu care pare mic, să știți că este mai mult de lucru decât la o jucărie amigurumi. Acum voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, voi coboră în modelul ananas, în corespondența primului spațiu disponibil, piciorușul scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt și vom continua singure, ne vom întâlni în ultimul spațiu al modelului ananas. Vom continua cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, de două ori firul pe croșet și vom intra în corespondența ultimului spațiu, format din cele 3 ochiuri de lanț, dintre piciorușele duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea, picioruș dublu înalt. Acum vom întoarce lucrul pe partea cealaltă și din nou, cu fir alunecat, vom ajunge în corespondența acestui spațiu, format din cele 3 ochiuri de lanț,
momentul în care am ajuns aici, vom repeta din nou cele patru piciorușe, cele patru ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, scuzați, al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț de separare. Continuăm cu trei piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2 și cel de-al treilea. 5 ochiuri de lanț. 2, 3. 5, după care coborâm în primul spațiu al modelului ananas, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt și continuăm. Ne vom întâlni în corespondența ultimului spațiu. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, am făcut piciorușul scurt, acum cele 5 ochiuri de lanț, după care iau firul pe croșet în primul spațiu disponibil din corespondența celor 3 piciorușe duble pe care le-am lucrat în rândul anterior. Voi lucra 3 piciorușe duble, fiți atente aici, vă rog, doamnelor. Trei piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare. Cea de-a doua grupă de 3 piciorușe duble înalte, 2 și cel de-al treilea. Deci am terminat cea de-a doua grupă. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț de separare și în corespondența aceluiași spațiu, ați văzut cum am împins un pic piciorușele, voi face cea de-a treia grupă, formată din 3 piciorușe duble înalte. Cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, după care vom continua cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. În corespondența spațiului următor, format din cele 3 ochiuri de lanț, noi vom face cele 13 piciorușe duble înalte. Deci vor fi 13 piciorușe duble înalte. Știți deja că le-am lucrat la începutul fiecărui model. Deci eu am lucrat 3, va trebui să mai lucrez alte 10 pentru a avea un total de 13 și ne vom întâlni în momentul în care terminăm aceste 13 piciorușe duble înalte. Am lucrat cele 13 piciorușe duble înalte, acum voi lucra 5 ochiuri de lanț de două ori firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului spațiu și voi lucra 3 piciorușe duble înalte, 1 rămâne un pic în urmă, 2, cel de-al treilea, picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, 3, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, voi coboră în corespondența modelului ananas, piciorușul scurt,
trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, piciorușul scurt. Vom continua să lucrăm modelul ananas singure. Ne vom întâlni în corespondența ultimului spațiu. Voi continua cu cele 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, de două ori firul pe croșet, în corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț. Voi lucra ca de obicei, 3 piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, 2, cel de-al treilea. Continuăm cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet, în corespondența următoarelor 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț, scuzați, vom face din nou 13 piciorușe duble înalte. Deci 13, pentru că de aici va pleca un nou ananas. Eu am lucrat 3, restul le vom lucra singure, 13. Am lucrat cele 13 piciorușe duble înalte, voi lucra din nou 5 ochiuri de lanț, 4, 5, firul de două ori pe croșet. Iar în următorul spațiu vom lucra din nou acea serie, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, o nouă serie de 3 piciorușe duble înalte, deci cea de-a doua, 2 și 3, 3 ochiuri de lanț, vom face un pic de spațiu și vom lucra o nouă serie de 3 piciorușe duble înalte. 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, și cel de-al cincilea. Acum voi coborâ în modelul ananas și vom lucra așa cum știm, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de picioruș scurt. Vom continua și ne vom întâlni la capătul, în ultimul spațiu. Vom continua cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet, iar acum vom lucra în ultimul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț, de la începutul rândului anterior. 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 2, cel de-al treilea, picioruș dublu înalt. Vom întoarce din nou lucrul pe partea cealaltă. Iar acum, cu fir alunecat, va trebui să ajungem din nou în corespondența celor 3 ochiuri de lanț de separare. 2, 3, uitați-vă că am ajuns aici. Vom lucra din nou 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Vom repeta
Trei piciorușe duble înalte, deci un total de trei pentru început. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte. Cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi coborâ în corespondența modelului ananas și voi lucra, așa cum știți, un picioruș scurt, urmat de 3 ochiuri de lanț, 3 ochiuri de lanț. Vom lucra singure. Ne întâlnim în ultimul spațiu. Am făcut și ultimul picioruș scurt în corespondența modelului ananas. Acum voi face cele 5 ochiuri de lanț, de 2 ori firul pe croșet. Am ajuns în această parte unde avem aceste 3 grupuri de câte 3 piciorușe duble înalte. Vom intra în corespondența primului spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț de separare și voi lucra 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, din nou un grup de 3 piciorușe duble înalte, 3 și cel de-al treilea picioruș dublu înalt. În acest moment voi întoarce lucrul din nou. Cu fir alunecat vom ajunge în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț. Aici voi încerca să simplific un pic, deci am ajuns în corespondența acestui spațiu și vom lucra așa cum știm. 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Vom lucra 3 piciorușe duble înalte. Primul, al doilea, cel de-al treilea. Acum vom face cele 3 ochiuri de lanț de separare. Din nou, 3 piciorușe duble înalte. 2. Cel de-al treilea. Este foarte mult de lucru la acest mileu, bineînțeles va fi mare și el. Voi face acum cele 5 ochiuri de lanț. Un fir aici, care l-am agățat eu în timp ce lucram. Deci voi face cele 5 ochiuri de lanț, după care voi coborâ în punctul ananas și vom lucra așa cum știm, picioruș scurt, cele 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt, noi ne vom întâlni când vom ajunge aici în corespondența acestui spațiu. Am lucrat și piciorușul scurt din corespondența modelului ananas, voi face 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet. Voi intra în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț și vom lucra cele 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble. Le vom lucra singure și ne întâlnim pentru a continua. Am întors lucrul. Cu fir alunecat vom ajunge în corespondența celor 3 ochiuri de lanț de separare. Acum mă apropii de sfârșitul acestei bobine și văd că firul este foarte, foarte urât.
Deci am ajuns aici, vom lucra ca de obicei. Patru ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Vom continua formând acea serie de trei piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Continuăm cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Picioruș scurt în corespondența primului spațiu disponibil din modelul ananas. 3 ochiuri de lanț de separare. Un nou picioruș scurt. 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet, iar aici vom lucra cele 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu și vom lucra singure. Am lucrat și piciorușele duble, voi întoarce din nou lucrul. Cu fir alunecat voi ajunge din nou în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Mă scuzați că vorbesc în continuu, însă este nevoie să explic. Aici voi face patru ochiuri de lanț care ține locul unui picioruș dublu înalt. Vom continua cu cele la alte două piciorușe duble înalte pentru a avea prima serie de 3. 3 ochiuri de lanț de separare, alte 3 piciorușe duble înalte și imaginați-vă că mai avem încă de lucru la această parte, însă mie îmi face mare plăcere să lucrez. Aici eu mă relaxez, stau foarte bine. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, picioruș scurt în corespondența unicului spațiu care ne-a rămas în corespondența modelului ananas, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet de două ori, iar aici vom lucra ca de obicei 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare urmat de alte 3 piciorușe duble înalte. Vom lucra singure. Voi întoarce din nou lucrul, din nou cu fir alunecat voi ajunge în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț. Eu sper să se vadă ceea ce lucrez. Aici voi continua cu cele 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Vom lucra acea serie, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte, apoi ne vom întâlni. Deci am lucrat seria de piciorușe duble înalte, acum voi face 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, voi face un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt. Cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și luăm firul de două ori pe croșet, vom intra în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț și lucrăm trei piciorușe duble înalte. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte. Cel de-al doilea, cel de-al treilea, picioruș dublu înalt. Voi întoarce lucrul.
Cu fir alunecat vom ajunge în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț. Aici voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublunat. Scuzați, atins camera. Voi face cel de-al doilea picioruș dublunalt pe care nu-l închid, îl țin pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublunalt. Le voi închide pe toate trei împreună, de două ori firul pe croșet. Intru în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, face piciorușul dublu înalt fără să închid, felul acesta, țin pe croșet primul, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Iar acum le voi închide pe toate împreună, vedeți, am patru fire aici, le voi închide pe toate împreună, voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Bineînțeles, apoi firele vor fi ascunse dedesubt. Eu deocamdată mă ocup de lucru, de partea importantă. Și uitați-vă că am format o nouă parte a lucrării noastre. Însă, continuăm, nu am terminat. Îmi pregătesc firul și acum pare că nu stă bine, însă apoi veți vedea când totul este gata și aranjat cum trebuie. Mi se rup și unghiile. Bine. Acum voi lăsa o bucată de fir un pic mai lung. Voi face precum un prim ochi de lanț de început. Eu îl fac întotdeauna așa cu mâna, să fiu mai sigură. În acest moment, dacă vă reamintiți, aici aveam trei grupuri de câte trei piciorușe duble înalte, separate fiecare grup de trei ochiuri de lanț. Noi vom intra, deci am lucrat în corespondența primului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și am închis și acest model ananas. Acum vom intra în corespondența spațiului următor. Iar aici voi face pentru început 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi trage un pic firul. Voi intra cu croșetul în primul picioruș dublu din spațiul pe care deja l-am lucrat și vom trage un firul prin acest picioruș. Vedeți? În felul acesta le unim între ele. După care voi continua cu, voi prinde un pic și firul de dedesubt, apoi noi le vom scurta, le vom ascunde mai întâi și voi lucra. Deci am cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Voi continua cu trei ochiuri de lanț de separare și în corespondența aceluiași spațiu voi face din nou trei piciorușe duble înalte. Avem 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, firul de două ori pe croșet. Am ajuns în corespondența evantaiului format din cele 13 piciorușe duble înalte. Noi vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu înalt și vom lucra un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, din nou firul pe croșet, vom intra în următorul picioruș dublu înalt,
piciorușul dublu înalt din rândul anterior, un ochi de lanț de separare, vom continua în felul acesta lucrând 11 piciorușe duble înalte cu un ochi de lanț de separare. Deci primul și ultimul din corespondența acestui evantai nu vor fi lucrate. Vă amintiți, am lucrat deja acestea la începutul celorlalte modele. Noi vom lucra singure. Am lucrat cele 11 piciorușe duble înalte cu un ochi de lanț de separare între ele. Acum am lucrat 5 ochiuri de lanț. Voi intra în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț. Să fiți întotdeauna atente la spațiul unde intrați. Aici este ușor pentru că se distinge. Voi face cele 3 piciorușe duble înalte. 3 ochiuri de lanț, urma de alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, și vom coborâ în modelul ananas. În corespondența primului spațiu vom face un picioruș scurt, vom continua cu 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt. Noi ne vom întâlni când terminăm acest model. Am făcut ultimul picioruș scurt din modelul ananas, 5 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet. Voi intra în corespondența spațiului liber dintre piciorușele duble înalte din rândul anterior. Voi lucra din nou 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte. Și cel de-al treilea, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet și din nou aici vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu, pentru că trebuie să lucrăm cele 11 piciorușe duble înalte cu un ochi de lanț de separare între ele. Am lucrat primul, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare și vom lucra singure 11 piciorușe duble înalte. Am lucrat cele 11 piciorușe duble înalte cu câte un ochi de lanț de separare între ele. Acum am făcut cele 5 ochiuri de lanț, firul de 2 ori pe croșet. Aici ne întâlnim din nou cu aceste 3 grupuri de câte 3 piciorușe duble înalte. Noi vom intra în primul spațiu și vom lucra 3 piciorușe duble înalte, 2, 3, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte, 1, este primul, cel de-al doilea, cel de-al treilea, picioruș dublu înalt. Luăm din nou firul de 2 ori pe croșet, intrăm în ultimul spațiu, deci spațiul imediat următor, și lucrăm din nou 3 piciorușe duble înalte. Am schimbat tactica aici pentru a nu vă fi atât de dificil să vă atașați cu fir alunecat.
Voi face eu un modul în care să fie mai ușor pentru dumneavoastră. Trei ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. 2, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Vom intra în primul spațiu din corespondența modelului ananas și voi face piciorușul scurt. 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț de separare, un alt picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț de separare, ultimul picioruș scurt, corespondența ultimului spațiu, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, firul pe croșet de 2 ori și vom intra aici. Lucrând cele trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț și trei piciorușe duble înalte, așa cum v-ați obișnuit, cum le-am repetat N volte de când, N ori, scuzați, de când am început acest mileu. Voi întoarce lucrul, din nou începem cu întoarcerea lucrului. Cu fir alunecat voi ajunge aici, în corespondența spațiului, format din cele trei ochiuri de lanț. Odată ajunse în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, am făcut patru ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt și vom continua cu cel de-al doilea picioruș dublu înalt, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3. Continuăm cu cea de-a doua serie de câte trei piciorușe duble înalte. Cinci ochiuri de lanț de 1, 2, 3, 4, 5. Vom intra în modelul ananas. Vom face piciorușul scurt. 3 ochiuri de lanț de separare, picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț de separare, este atât de cald și îmi sunt mâinile umede, mi alunecă croșetul. Am făcut ultimul picioruș scurt, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet și vom intra aici în primul spațiu apropiat format din cele trei ochiuri de lanț în care vom lucra din nou aceeași serie de trei piciorușe duble înalte. Trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare. 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Eu știu pe de rost de acum acest model. 2, 3, pe măsură ce lucrez, mi-l amintesc foarte bine. Întoarcem din nou lucru. Iar acum din nou vom face același joc. Cum am închis celelalte modele ananas,
Deci ne vom deplasa cu fir alunecat până în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț. Vom face grupele de piciorușe duble înalte. Vom coborâ jos. Deci vom face aici 1, 2, 3, 4 piciorușe duble, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt și vom continua singure, formând 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. Am lucrat cele două grupe de câte 3 piciorușe duble înalte separate de 3 ochiuri de lanț, 5 ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondența primului spațiu disponibil al modelului Ananas, 3 ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, iar în continuare vom lucra aceeași serie, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț urmat de 3 piciorușe duble înalte în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț. Noi ne întâlnim după ce am lucrat acestea. Am lucrat toate piciorușele duble înalte, voi întoarce din nou lucru. Ne deplasăm din nou cu fir alunecat până în corespondența celor trei ochiuri de lanț, unde vom lucra, așa cum v-ați obișnuit deja, trei piciorușe duble înalte. Nu vrea să-mi iasă firul de aici, nu vrea să alunece, dar va trebui să alunece. Face cum vreau eu. Așa. 4 ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu și vom lucra dublu înalt, scuzați, acele serii. 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. 2, cel de-al treilea, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, un picioruș scurt în corespondența ultimului spațiu rămas din corespondența modelului Ananas, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Iar în spațiul de 3 vom lucra, de 3 ochiuri de lanț vom lucra, așa cum știți, 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble înalte. Am ajuns la capăt, voi întoarce din nou lucrul. Voi face fir alunecat până când voi ajunge în corespondența celor 3 ochiuri de lanț. Și aici din nou este nevoie să fiți atente. Voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Cele 3 piciorușe duble înalte, 3 ochiuri de lanț. 3 piciorușe duble înalte, 3 piciorușe duble înalte. Acestea deja noi le-am lucrat, eu insist pe ele pentru că vom închide modelul. Din nou cele 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt. Cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5
Și vom intra în spațiul de trei ochiuri de lanț pentru a lucra așa cum v-ați obișnuit. Cele două serii de câte trei piciorușe duble înalte, separate de trei ochiuri de lanț. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Urma de alte trei piciorușe duble înalte, 1. Nici nu știu când trece timpul cu dumneavoastră. 2. Cel de-al treilea, picioruș dublu înalt. Întorc din nou lucrul. Cu fir alunecat voi ajunge din nou în mijloc. În corespondența celor trei ochiuri de lanț, voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu pe care îl voi ține pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu. Țin pe croșet, le închid pe toate trei împreună, de două ori firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, lucrând primul picioruș dublu, îl țin pe croșet. Cel de-al doilea picioruș dublu, îl țin pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu, îl țin pe croșet, iar acum le închid pe toate împreună. Vom scurta firul, vom închide lucrarea, iar apoi, la sfârșit, capetele de fir le vom ascunde. În felul acesta am format alte grupe ale modelului ananas. Cam așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Noi va trebui să continuăm cu partea din mijloc și acestea fac parte din partea de mijloc, însă mai avem mult de lucru. Eu mă voi opri aici. Dacă voi reuși, voi face un live în care voi continua modelul. Dacă nu, ne vom întâlni într-un nou filmat pentru a continua această lucrare. Eu deocamdată vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru mesajele frumoase. Dacă vă place ceea ce lucrez, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Acesta mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Și, cum vă spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc toate cele bune și vă iubesc, bineînțeles. Ne vom întâlni cu un nou tutorial. Vă salută, Tatiana!